Ce-a fost un paragraf întins eticheta fără rost. Numele tău ești, dar n-am să spun te acopăr. Odată plus revin, te privești, te descoper. Ne-am întâlnit bizar, habar n-aveam dacă știi. Din primul moment simțeam cu lumea mă umpli. Și în barul lui ta, întrebările tale au găsit ca răspuns. Din partea mea doar mirare și-a urmat întâlnit. Tot mai zese, dar practic prevedeam numai fum. Din prezentul gerantic, chiar atunci când a fost. Să privesc la plecare, în urma ta nu puteam. Ficeam deja că mă doare. Într-o seară de mare, plină de praf și banală, așteptam cu o țigară să te iau de la școală. Dar atunci n-ai venit și întorcându-mă acasă, am găsit o scrisoare de la tine pe masă. Am aflat că ascundeai ce se întâmplă de un an, că-și părinții tăi nu te lăsa cu un golan. Și am aflat că ești dată ca în romanele lui Arcu. Pare paradoxal, dar a fost și acul și matul. N-am vrut să cred atunci că ce se întâmplă e real. N-am acceptat ca soarta să aleagă un final. Predestinat să te ia din viața mea fără un ceau. Fără să am ocazia de a spune nu vreau. Ținul prea tragic, mergea fără direcție, căutând ceva magic. Și am ajuns iar în barul unde ne-a cunoscut. Dintr-o primă privire tremurând te-am văzut. Am vorbit un minut despre una de alta. Ochii tăi se încălzeau, eu un blestem am soarta. Știu că acum ai fi vrut să te întorci lângă mine, dar e mult prea târziu. Poate așa e mai bine.